În această dimineață am responsabilitatea de a vă vorbi despre familia ca mijloc și cadru al sfințirii. Foarte ciudat titlu, nu? Familia ca mijloc și cadru al sfințirii. În mediul evanghelic, în general, sfințirea este legată în partea asta mai reformată, nu știu unde e Iosua, de biserică, ceea ce este foarte bine, pentru că este o întoarcere a efectului de pendul care a fost dus într-o extremă, unde sfințirea a fost individualizată în mod exagerat. Adică pe tine nu te interesează ce se întâmplă la biserică, câți mulți nesfinți acolo, unii nu-s născuți din nou, s-o boteza ca să căstorească sau cine știe ce, dar tu care ai fost trezit, tu care ai fost născut din nou, ai intrat tu într-o relație personală cu Dumnezeu și tu ești angajat în procesul ăsta al sfințirii. Mie îmi place să definesc sfințirea aceasta eu sub copac cu Biblia. Adică eu, separat de toată istoria creștinismului, separat de biserică, separat de creștinismul actual, eu am eu o relație personală cu Dumnezeu, slavă Domnului, o să ajung cândva acasă singur. Da? Sau încă câțiva. Da? Și s-a încercat o corectare a acestei mentalități individualiste și la Q&A și în mesajele fraților, în special mesajul lui Iosua, prin accentuarea faptului că sfințirea este un proces corporativ. Când citești Efeseni 5, din care vom citi în dimineața aceasta, vei vedea că Domnul Iisus a murit pentru biserică, a curățit biserica prin botezul cu apă, prin cuvânt, își sfințește biserica și își va glorifica biserica, o va înfățișa înaintea lui fără pată, fără zbârcitură sau oriceva de felul acesta. Dar ceva ce s-ar putea să pierdem în această imagine și ceea ce teologia reformată a recuperat acum 500 de ani este faptul că familia naturală, care este coagulată prin niște relații biologice, etnice, de sânge, este un cadru fundamental pentru sfințire. Atât pentru soț și soție, cât și pentru copii. Așadar, avem prima instituție, biserica, formată în mod supranatural prin sângele Domnului Iisus Hristos, care este cadrul principal al sfințirii, dar avem și familia, care este o instituție naturală de la creație, care în noul legământ, în Noul Testament, este restaurată, recuperată și branșată, legată cumva de biserică, deși este distinctă de biserică, totuși este legată de biserică și familia devine un cadru fundamental, esențial al sfințirii. Toți cei care sunt căsătoriți știu că lucrul acesta este adevărat. Chiar dacă este o instituție naturală, chiar dacă este pământească, chiar dacă este de la creație, chiar dacă este formată prin relații de sânge, ea este recuperată, restaurată, reformată în epoca noului legământ și devine un cadru al sfințirii. În timp ce intram pe poartă aici, îi spuneam soției mele de această preocupare pe care o am, referitor la o vorbă pe care o aud deseori. Frate, dă-ne ceva practic de data asta. Știi, uite, ne-a ținut la foc automat în teologie, ne-a explicat cu sfințirea progresivă, inițială, ulterioară, escatologică, toate expresiile alea extraordinare. Dă-ne ceva practic, ceva palpabil cu care să plecăm acasă, nu-i așa? Să ne apucăm o leacă de treabă. Hai, scrănește puțin legalismul, știi? Că hai, tot ne-ai spus. Că teologia nu-i practică, nu-i așa? Și vrem ceva practic, relevant, aplicativ pentru viața noastră. Dacă asta vrei, du-te și ascultă tehnici de parenting de la armata asta de experți care acum disponibile pe internet sau de la experții ăștia în relații. Și eu să spună, pentru 200 de lei te învață cum să vezi care e limbajul dragostei soției tale. Pentru că încă 200 de lei să-ți înveți cum să stea copilul să mănânce cereal liniștit. Pentru că încă 150 de lei cum să mai facă copilul crize când nu-și da biserică. Pentru că încă 250 de lei te mai învață ceva și te-a branșat acel automesia proclamat la un sistem de parenting în care trebuie să cotizezi constant. Mai bine cotizezi la apologia reformată, glumesc. La cinsula, scuzați-mă. Eu... Trecutul, frate. Reminiscențele alea, știi? Da. Dar ce vei pierde? Ce vei pierde dacă te duci în zona aceea, cu tehnicile acelea, la armata asta de experți care te învață cum să te porți cu soția, cu soțul, cum să te duci copiii și așa mai departe? Vei vedea că în aceste sisteme și de parenting și de administrare a relațiilor, nu se urmărește transformarea inimii. Nu se urmărește transformarea inimii. Iar lucrul acesta este fundamental în creștinism.
Transformarea soțului, a soției, a copiilor începe de la inimă, nu de la comportament. Eu nu trebuie să învăț cum să-l prostez pe partenerul meu. Eu nu trebuie să învăț cum să mă domesticesc pe mine sau masculinitatea mea toxică ca să-i fie ei bine. Eu trebuie să lucrez la inima mea. Al doilea lucru nu este o înțelegere biblică a problemei fundamentale a omului. Problema fundamentală a mea și a soției mele și a copiilor mei, ascultați-mă, nu este că nu suntem civilizați, că părinții noștri ne-au traumatizat când ne-au bătut cu furtuni la mașina de spălat sau treburi din astea. Nu asta e problema mea. Pot să mă scuț cât vreau eu. Problema mea este păcatul, egoismul, egolatria, centrarea în sine, închinarea la sine, la poftele mele. Mă căsătoresc pentru că mi-a plăcut mie de ea, pentru că am crezut că o să mă satisfacă pe mine, că o să încalce mie, că o să-mi facă mie mâncare, că o să aibă grijă de copiii mei, că familia mea, că totul este despre mine în realitate, chiar dacă am pus lucruri bune pe acolo. Asta este problema mea fundamentală, păcatul. Al treilea lucru care este ratat este nevoia de mântuire. Primul lucru de care are nevoie un om este să fie mântuit, nu să fie civilizat. E bine dacă e civilizat. Nu să fie moral. E bine dacă e moral. Nu să fie religios. Nici religia nu este rea. Să aibă mai mult bun simț. Și lucrul ăsta este bun. Dar nevoia noastră fundamentală este mântuirea. Al patrulea lucru, în toate tehnicile acestea, nu este o dependență de puterea Duhului Sfânt. Ascultați-le. Sunt tehnici de control. Să te controlezi pe tine însuți și să-ți controlezi copiii tăi. Dar ăsta este scopul nostru. Ăsta este creștinismul. Nu misiunea care nouă ni s-a dat. Relațiile care nouă ni se cer în familie sunt supranaturale. Sunt imposibile din punct de vedere uman. Imposibile. Dragostea este imposibilă. Este suma legii lui Dumnezeu. Este imposibilă. N-ai cum să iubești cum îți spune Biblia. Nu, a fost un singur om care a iubit așa și acela este Domnul Iisus Hristos. Ca să poți într-o oarecare măsură să împlinești lucrurile acelea, îți trebuie puterea Duhului Sfânt. Biblia spune copiilor, ascultați în Domnul de părinții voștri. Tocmai asta nu vor ei să facă. Ei nu vor să asculte de părinții lor. Ei vor să facă ce vor ei. Să vorbească cum vor ei, să se poarte cum vor ei. Îl vezi, la 4 ani vrea să se îmbrace cum vrea el. La 2 ani vrea să mănânce ce vrea el. Vrea să culce când vrea el. Vrea să învețe ce vrea el. Îl vezi că se duce, urăsc școala asta. Tu, aproape că urăște tot ce îi spui tu că îți place ție, el urăște. Orice. El e pornit împotriva acelor lucruri. El nu poate să împlinească lucrurile alea, nici copilul acela, decât prin puterea Duhului Sfânt. Mai mult, nu au principii dumnezeiești în creșterea lor. Unele sfaturi care ni se dau în relația cu soțul, soția, cu copiii în creșterea lor sunt bune pentru că sunt biblice, se intersectează cu ceva din Sfânta Scriptură. Și sunt valide, sunt bune. Dumnezeu ne-a construit, El ne-a făcut, El știe designul nostru. Și noi vom funcționa bine doar după principiile Lui. De aceea legea rămâne în vigoare în ce privește rolul ei și funcția ei, ne-a spus fratele Lucian Bălănescu, de a ne călăuzi, de a ne trasa un drum, de a ne lumina în lumea asta întunecoasă. Și ultimul lucru, nu au o viziune a creșterii pentru împărăție. Creșteți copilul. Îi văd pe părinții, în special părinți urbani, iertați-mă, m-am uitat la voi, scuze-mă, care... Părinți urbani vor copiilor să înoate, vor să facă cascadorii, vor să știe chimie, astronomie, știu să cânte la pian, la vioară, la trombon, știu să conducă mașina de la 7 ani, știu teologia noului legământ, diferite de teologia legămintelor, diferite de dispensaționalism, deci că vreau, le face capul enorm. Și de, pentru ce faceți voi lucrurile astea? Ce vreți voi cu copiii voștri? Să fie pregătit pentru viață? Nu vreau să fiu un prost. Nu vreau să fiu cum am fost noi. Eu vreau să-i ofer totul copilului meu. Și se ratează scopul fundamental pentru care Dumnezeu ne-a dat copiii, care este lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Aici ce vedeți aici nu este o adunare locală. Asta nu este adunare locală. Aceasta este o expresie a împărăției lui Dumnezeu. Suntem oameni veniți din multe locuri, din punct de vedere geografic, din multe biserici, adunați aici de un numitor comun, de împăratul acestei împărății. Suntem o expresie a împărăției lui Dumnezeu. Ăsta este scopul nostru fundamental. Împărăția lui Dumnezeu. Mă gândesc în acest moment că există aici cel puțin 2 categorii de oameni. Și aș vrea să îmbin în această dimineață nevoia voastră teologică de a înțelege lucrarea sfințirii în familie, dar și nevoia sufletească de a învăța cum să practici lucrurile pe care ți le spune Biblia. Prima categorie este probabil cea a celor necăsătoriți. Ridicați mâna cei necăsătoriți, în afară de cumnații mei. Da, sunteți ceva. Sunt 2 în spate acolo, vedeți cum.
O să-mi dea, ce să-mi dați, un meniu pentru azi? Nu, altceva. Da. Mulți tineri necăsătoriți încă visează conform falselor mesaje difuzate pe platformele de divertisment referitor la ce este o relație, ce este dragostea, ce înseamnă apropierea intimă a doi oameni, numai aberații și numai prostii. Și aș vrea să vă aduc o leagă pe planeta Pământ. Am numai 10 ani de căsătorie, dar cred că știu puțin despre ce e vorba. A doua categorie, cu care recunosc mai apropiat, să ridici mâna părinții. Sunt ceva, e ok? Este ceea celor căsătoriți care au copii sau nu au copii, dar care acum zâmbesc unii la alții, dar unii dintre voi sunteți confuzi, vă aflați în conflicte repetate cu partenerii voștri de căsătorie și nu știți, habar nu aveți de ce lucrurile au luat o raznă în familia voastră. Și din nou aș vrea, dacă sunteți în situația asta, să vă izbiți în această dimineață de necesitatea sfințirii despre care Scriptura ne vorbește. Vreau întâi să ofer un cadru teologic al sfințirii familiei. Vă voi sugera din Efeseni 5 un pasaj foarte bine cunoscut și predicat mai pe la toate nunțile. Vă voi sugera această ipoteză, că rolul familiei este de a exemplifica lucrarea răscumpărătoare a lui Hristos. O să fie 3 cuvinte cu ei, ușor de ținut minte. Vedeți, vorbesc mai rar, ca să poată nota și frate Cristi. De a exemplifica, de a experimenta prin sfințire lucrarea lui Hristos și de a extinde lucrarea lui Hristos prin procreere în educarea copiilor noștri spre slava lui Dumnezeu. Asta este rolul familiei. Familia, deși este diferită de biserică, așa cum am spus, sunt două instituții distincte, ele nu sunt separate, ci sunt interconectate. Ele nu sunt două linii paralele care nu se întâlnesc niciodată. Pentru că Pavel în Efeseni, capitolul 3, 4, 5, 6, trece de la teologia despre biserică imediat la teologia despre familie, fără să facă niciun fel de ruptură. El arată că familia, ascultați-mă, se dezvoltă în umbra bisericii, în apropiere de biserică, în legătură cu biserica. Familia intră sub puterea, binecuvântările, mijloace, promisiunile și jurisdicția comunității noului legământ. Biserica are responsabilitatea de a veghea asupra familiei. Și biserica oferă familiei toate mijloacele necesare pentru a-și împlini scopul. Vedeți, multe din beneficiile date de Hristos a adunării, cum vom vedea în Efeseni 5, se aplică într-o anumită măsură familiei. Cum? Uitați cum, biserica însărcinează membrii bisericii, care sunt căsătoriți, care au copii, să folosească mijloacele Harului în familie. Rugăciunea, cuvântul, sfatul, mustrarea, îndrumarea, Evanghelia și așa mai departe. Astea sunt daruri date de Hristos bisericii, nu nouă individual. Dar biserica însărcinează membrii ei ca în primul rând să folosească mijloacele acestea în familie, așa încât familia devine o pepinieră, o maternitate a împărăției lui Dumnezeu, o școală de ucenicie, o școală a profeților, îți înveți copiii cuvântul lui Dumnezeu, un cadru catehetic, un teren de pregătire a războinicilor spirituale, totul în folos împărăției lui Dumnezeu. Vreau să demonstrez prin câteva afirmații faptul că familia creștină, cum am zis, nu este o instituție separată de biserică, deși este distinctă, ci se află într-un perimetru administrat de biserică. De aceea biserica te poate trage la răspundere pentru felul în care te porți cu soția ta, chiar dacă nu-i credincioasă. Biserica te poate trage la răspundere pentru ceea ce faci cu copiii tăi acasă, chiar dacă copiii tăi nu sunt credincioși. Ea te poate trage la răspundere dacă îți crești copiii într-un mod imoral, chiar dacă tu ești moral. De ce? Pentru că biserica se află pe terenul acesta, în perimetrul acesta spiritual administrat, familia se află în perimetrul acesta spiritual administrat de biserică. Și deși familia este o piatră de temelie a societății, o microcomunitate socială, naturală, vedem în Efeseni că ea este restaurată prin Hristos și beneficiile noului legământ se aplică în interior, vom vedea imediat care sunt. Și în măsura în care părinții care sunt membri bisericii, ei sunt credincioși, împreună cu biserica ei își păstoresc copiii, își disciplinează copiii, își învață copiii, își catehizează copiii, își ucenicizează copiii, își evanghelizează copiii, își cheamă copiii la Hristos, construiesc un caracter sfânt în ei, iar lucrurile astea nu le fac oamenii necredincioși. Copiii noștri sunt într-o poziție unică, cu totul specială, datorită acestor lucruri pe care ei le au și ceilalți nu le au.
Și uitați, Biblia ne arată foarte clar că familia este în umbra bisericii, este legată, branșată la biserică. Și biserica veghează asupra ei prin câteva dovezi. Vedeți, Biblia arată clar că relația soților exemplifică și experimentează actul răscumpărător al lui Hristos. Pentru că Biblia spune așa, neveselor fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Soțului îi spune, bărbaților iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Și să arate exact ce a făcut Hristos pentru biserică. Deci el trasează ca model în relația dintre soți, trasează ca model relația lui Hristos cu biserica. Relația bisericii cu Hristos. De asemenea, Pavel citează textul constitutiv al primei căsătorii din Scriptura lui Adam și Eva, afirmând că acea căsătorie a fost o imagine a relației lui Hristos cu biserica și aplicată tuturor familiilor. De aceea v-a lăsat omul pe tatăl său și pe mama sa, știți textul? Taina aceasta, spune, este mare, vorbesc despre Hristos și despre biserică. Dar textul ăla s-a referit în primul rând la Adam și Eva și apoi la toate familiile. Mai mult, uitați-vă că Pavel face aici o legătură între căsătoria lui Hristos cu biserica și căsătoria creștină a soțului cu soția. Spune, uite-te la căsătoria lui Hristos cu biserica și aplicați lucrul ăsta, experimentați lucrul ăsta în interior. Ea este restaurată, familia, în nou legământ după acest model răscumpărător. Dacă te uiți mai bine în Efeseni, vei vedea că Pavel prezintă casa creștină antică. Erau soțul, soția, părinții, erau copiii și în general într-o casă antică erau și robi. Care părinții, dacă aveau robi, erau stăpânilor. Și vezi la rând prezentate exact categoriile astea. Părinții, copiii, relația soțului cu soția, relația copiilor cu părinții și apoi relația stăpânilor cu sclavilor. Noi aplicăm asta, etica muncii, când te duci tu la lucru și așa mai departe. Tu nu ești un sclav. Bine, ești, dar nu în sensul ăla antic. Da? Este casa antică. Și Pavel spune că în nou legământ, casa, familia este restaurată, este pusă sub autoritatea instrumentelor harului bisericii noului legământ. Uitați-vă, de exemplu, când vorbește despre copii, spune copiii ascultați în Domnul. Vă spun sincer, am fost profund întristat în inima mea. Când unii au spus că textul ăsta se adresează doar copiilor născuți din nou, creștini. Aș fi foarte curios să-mi spui cum ai depistat că sunt creștini și născuți din nou. Dacă nu a ajuns la o vârstă suficient de mare încât se poate exprima coerent, clar și așa mai departe. Profund interesat am fost. Pavel nu face nicio distinție aici. Pavel se adresează absolut tuturor și cheamă la ascultare nu doar pentru că este drept, zice că ce este drept, dar nu doar pentru asta, ci pentru că Domnul acelei case cerea acest lucru. Copiii ascultați, zice, în Domnul. Îi cheamă la ascultare, în Domnul. Pavel citează apoi Constituția de legământ a lui Israel pentru copiii din perioada noului legământ și spune să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, este cea din tip poruncă însoțită de o făgăduință și el nu spune, a, scuze, s-o anula legea, în cerere tare. Încercați și voi să vă respectați părinții. Nu. Dar interesant, această Constituție a lui Israel este acum în Domnul, cu mențiunea crucială. Ei ascultă în Domnul de acea poruncă din Decalog. Da? Într-o cheie cristologică, cristocentrică. De asemenea, citează promisiuni, face o combinație de texte din Deuteronom și Exod, unde spune, ca să fii fericit, este o promisiune asta. Și să trăiești multă vreme, acolo spune în țară, aici spune pe pământ. Promisiunile sunt aplicate acum copiilor din perioada noului legământ. Din nou, ele sunt împlinite în Domnul. Pavel poruncește părinților să-și crească copiii, pe toți, fără excepție, pe baza învățăturii cuvântului lui Dumnezeu. Din nou, revelația cuvântului Dumnezeu este un dar de legământ dat bisericii. Dar vedeți, instrumentele astea sunt aduse acum în familie. În familie. Deci asta am vrut să demonstrez inițial, acum, că există acest cadru teologic pe care noi trebuie să-l înțelegem, această relație apropiată dintre biserică și familie. Noi avem vorba asta, nu te bagi în familia mea. Deci este total greșită. Este total greșită. Gândiți-vă că Pavel, când au trimis epistola, copiii nu erau la grupa de copii. Ei erau în adunare. Și ei citeau epistole, așa să practica, citiți în cuvântul lui Dumnezeu și veți găsi exemple. Să citea epistola în plenul bisericii. Și el s-a așteptat ca copiilor să fie acolo. Părinții n-au zis, a, sori, copiii noștri fumează țigări în spate. Sau trag ceva pe nas. Ei nu sunt născuți din nou. Și noi nu vrem ca ei să fie niște legaliști și niște ipocriți.
Cum aș putea eu să-i cer copilului meu să asculte în Domnul de părinți, că dacă nu-i născut din nou? Eu n-aș vrea să fac din el un copil civilizat, moral și de bun simț. Că măcar atât are efect legea lui Dumnezeu asupra lui dacă nu-i născut din nou. Nu. Doamne, eu vreau să fiu un sălbatic și când se naște din nou să se știe că s-a născut din nou. Nu. El s-a așteptat ca tot să fie acolo în biserică. Soțul, soția, copiii lor acolo. Care e viziunea? Care crezi că este viziunea lui Pavel? Care este viziunea lui Pavel? Ați văzut că Pavel face trei legături, da? Între relația răscumpărătoare a lui Hristos cu biserica și relația soților creștini. Soții exemplifică lucrarea lui Hristos, experimentează lucrarea lui Hristos prin faptul că se sfințesc și extind această lucrare în familie, la copiii lor. Vedeți, căsătoria creștină este o relație de legământ, Biblia ne spune. Și ea este ancorată într-o realitate metafizică, spirituală, superioară. Eu sunt în relație cu soția mea nu în primul rând pentru că mi-a plăcut de ea, mi-a plăcut de ea. Pavel spune, ancorați relația voastră într-o realitate metafizică, spirituală, în realitatea relației lui Hristos cu biserica. Asta nu este o relație sau o realitate pur carnală, socială, pământească, materială, umană. Este altceva care ne împinge pe noi. Nu doar promisiunile pe care le-am făcut noi la starea civilă. Altceva. Ce? Relația lui Hristos cu biserica. Vedeți așadar că în relația soților, Evanghelia sfințitoare este adusă la un nivel tangibil, practic, experimental, palpabil chiar pentru ceilalți. Îl văd pe un bărbat creștin cum își iubește soția, îl văd pe Hristos cum își iubește biserica. Îl văd pe o soție cum se supune soțului ei în sensul biblic, văd biserica cum se supune lui Hristos, văd Evanghelia experimentată la nivel practic. Evanghelia este deplină, s-a încheiat, este o veste bună, este un anunț, dar când ea intră în viața mea, ea operează la nivel foarte adânc și eu încep să trăiesc, să încorporez principiile, realitatea acelei Evangheliei. Bun, dar lucrul acesta ne mai spune ceva. Că această relație supranaturală dintre Hristos și biserică, ascultați, este evidențiată într-una naturală. Relația soțului cu soția. O relație formată prin sângele lui Hristos, biserica și Hristos, este prezentată în relații de sânge familiale. O relație formată prin unire spirituală dintre Hristos și biserică este arătată într-o unire formată natural acolo. Sigur, nu doar natural, dar este pământesc, este natural. Vedeți așadar că lumea din afară, dar începând cu copiii din interior, poate interacționa cu actul răscumpărător sfințitor al lui Hristos când are contact cu aplicarea vizibilă a acesteia în familie. Mulți oameni nu vor auzi de la tine Evanghelia, dar vor putea să o vadă. Să o vadă, trăită, experimentată, se vor întreba ce este între voi. Și tu simplu spui, așa mi-a poruncit Hristos. Am văzut că ai soție cu personalitate puternică și pe tine te-am văzut cumva. Am văzut că ai un soț nu știu cum și pe tine te-am văzut că te porți cumva. N-am mai văzut lucrul ăsta nicăieri, numai la voi, la pocăiți am văzut. De ce? Care-i secretul vostru? Secretul nostru este relația lui Hristos cu biserica. El ne-a mântuit și ne-a arătat cum să încorporăm lucrul acesta în viața noastră. Vedeți așadar, dacă relația lui Hristos cu biserica este transpusă, evidențiată în relația soțului cu soția, înseamnă că o realitate mai mare, relația lui Hristos cu biserica, se transpune într-una mai mică. Și ascultați, Hristos coboară în relația celor căsătoriți. Când eu pot să-mi iubesc soția cum Hristos și-a iubit biserica, Hristos mă face să-mi iubesc soția. El a coborât acolo în mijlocul familiei. Când soția se supune soțului, pentru că biserica se supune lui Hristos, Hristos a coborât acolo în familia noastră. De aceea Pavel spune în 1 Corinteni 7 că soțul necredincios este sfințit prin soția credincioasă. Ea are o putere extraordinară spirituală asupra lui, căruia el nu-i poate face față. Și acela este Domnul Iisus Hristos, care se manifestă din ea sau care se manifestă din el în interiorul familiei. Hristos coboară în casa aceea. Dar primii beneficiari a unei asemenea relații dintre soț și soție sunt copiii. Asta înseamnă că prima dată copiii interacționează cu Evanghelia când soțul cu soția se poate într-un anumit fel. Ei interacționează cu Evanghelia, acolo. Dau cu nasul ea, o miroasă. Văd, o simt la un nivel foarte tangibil, foarte palpabil, foarte aproape. Pentru că știți cum e Evanghelia, relația soțului cu soția? Se vede când ea e la baie și se dă cu pudră pe față și el se spală pe dinți. Și se târie unul pe lângă altul acolo, se împing, dar se împing într-un anumit fel, ca doi creștini. Știți? Zice, o îngrijește cu drag cum face Hristos biserica și copiii văd lucrurile astea și ei se izbesc în continuu și spune, așa arată o relație transformată de Evanghelie. Eu cred
că pandemia asta de pornografie și de toate nebunile alea astea sexuale, una din sursele fundamentale ale ei sunt relațiile dezastruoase dintre soț și soție. Dezastruoase. Copiii ăștia ies total distruși în familiile alea. Și atunci e sigur că trebuie să ne găsim niște scuze. A, mântuirea nu este automată, noi suntem calviniști, că poate Dumnezeu nu i-a ales și așa mai departe. Sigur. Putem să capitonăm lucrurile astea cum vrem noi. Dar dacă te duci în interior, în multe relații, este un cancer în metastază. Un dezastru total acolo. Ei nu evidențiază Evanghelia, ei nu experimentează Evanghelia în relația unul cu celălalt. Ascultați-mă, când copiii primii beneficiare intră sub influența, sub puterea Evangheliei și ei înșiși ajung să fie transformat de această Evanghelie exprimată vizibil și apoi exprimată verbal din gura părinților, o celulă întreagă, o familie este transformată de Evanghelie și pentru că familia este la baza societății, când o familie 2, 3, 4, 5, 6, 7 sunt transformate, se transformă cultura, societatea, lumea aceasta. Știu că sună foarte ciudat. Că noi ne imaginăm, noi creștinii că suntem în lumea aceasta temporar, stăm aici, ne vedem noi de business-ul nostru și așteptăm să vină Domnul Iisus să-ți trimită elicopterele lui și când înainte se explodeze totul, noi, ha, bucură, și-am scăpat. O, doi, trei pe aici. Și nu ne interesează pe noi de lumea asta. Bă, pentru ce să te implici? De ce să te implici? Că totul va arde, pământul cu tot ce este pe el va arde. Dar până va arde, ai o cafeluță bună, una alta. Da, asta e o paranteză. Există această viziune a izolării, a privatizării creștinismului. Noi cu creștinismul nostru în inima noastră, fiecare să-l țină pentru el. Nici măcar nu te poți asigura de soția ta. Vom vedea atunci la răpire. Da, vedem cum sunt nodurile. Nu! Până Domnul va hotărâ să vină, noi avem un impact în societatea asta. Dacă noi sutele de mii de evanghelici care suntem în țara asta ne-am fi luat cu maximă seriozitate responsabilitatea familială, doar atât, vă spun, țara asta ar fi arătat altfel. Dar noi am trăit cu mentalitatea că nu trebuie să ne băgăm, că nu trebuie să spunem nimica, că nu trebuie să facem nimica, că nu trebuie să avem un impact în exterior. Că trebuie să ne izolăm, să ne privatizăm, să ne băgăm în cochilia noastră, în bunkerul nostru religios, pentru că va veni, nu așa, această mare bombă nucleară de la Dumnezeu care va distruge totul cu excepția noastră. Dar până atunci, și dacă crezi asta, până atunci, este o treabă care ni s-a dat. Când această celulă care stă la baza societății este transformată, se produce o transformare în exterior. Și uitați, sunt trei etape ale experimentării Harului Sfințitor în relația soților pe care vreau să vi le spun, pentru că eu le experimentez pe pielea mea în fiecare zi. Harul inițial, harul progresiv și harul escatologic. Pentru că astea sunt spuse aici. Spune așa, că Hristos a murit pentru biserică ca să o sfințească după ce a curățat-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Vedeți că e etapizat aici, sunt două secvențe. A curățat-o prin botezul cu apă, prin cuvânt și după aia a început să o sfințească. Deci întâi a curățat-o, după aia a început un proces de sfințire. Și la final, zice, va înfățișa înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau ceva de felul acesta. Cum aplici tu Evanghelia? Asta e Evanghelia, nu? Dumnezeu te-a mântuit, te-a curățat atunci inițial, te-a iertat de toate păcatele, ești sfânt pozițional, Dumnezeu te vede curat. Dar din momentul ăla tu nu zici, am terminat. Nu, el a început un proces, vă aduceți imaginea, mi-a plăcut foarte mult imaginea aceea cu portretul, da? E o bucată de marmură sau de piatră și o grămadă de bucăți în plus acolo și începe să dăltuiască. Ăsta e progresul sfințirii. Și există acea sfințire escatologică când într-o fracțiune de secundă vei fi desăvârșit, curat. Cum se aplică asta în familie? Harul inițial. Harul inițial. Evanghelia ne învață că în actul mântuitor inițial, Hristos ne primește nu pentru că suntem în sfârșit sfinți, ci tocmai pentru că nu suntem sfinți. Și El face lucrul acesta conștient fiind, Hristos, de toate falimentele noastre, nu doar trecute, ci și viitoare, nu-i așa? Și nu vi se pare interesant când un soț, o soție, când stau înaintea bisericii, stau la starea civilă, ei zâmbesc unul altuia? Dar ea a văzut apucăturile lui și până atunci. El i-a văzut ei anumite lucruri ciudățele. Au încercat ei să discute unul altuia și spun, până moartea ne va despărți. Păi tu știi ce ți-ai asumat atunci? Eu sper că știi. Ăsta este harul inițial pe care soția îl dă soțului. Am văzut puțin bădărâniile alea de la tine. O să le corectăm, nu-i așa? Am văzut puțin ieșirile alea tale în decor. O să le corectăm, nu-i așa? Și ea spune, până moartea ne va despărți. Și noi care suntem căsătoriți zicem, bă, ăștia ce spun? Ăștia au habar despre ce vorbesc? Ăsta este harul inițial pe care ei
ca în Evanghelie și îl dau unul altuia. Ei știu că au tendințe pământești, că au rămășițe ale firii pământești, apucături, tot felul de elemente ale personalității lor încă nedesăvârșite. Și ei inițial se acceptă unul pe celălalt, deși știu lucrurile astea. Unii n-au știut, e adevărat. Unii s-au căsătorit și a zis, ia o să mă scape de pornografie, ia o să mă scape de aia, Mesia. S-a uitat la ea, ia e Domnul Iisus Hristos în variantă feminină. Păi a luat o razna în căsătorie. Și s-a dat seama că ea nu e Mesia, deloc, absolut deloc. Harul inițial este dat unul altuia în baza jertfei Domnului nostru Iisus Hristos. Noi nu ne căsătorim pentru că suntem suficient de buni și am reușit să facem o demonstrație în aia puternică în fața partenerului și el a zis așa, da, cu ăsta da sau cu aceasta da. Nu de asta ne căsătorim, ci și pentru că știm pe baza Scripturii că acolo vom experimenta puterea sfințitoare a Domnului Iisus Hristos. Ascultă-mă, dacă nu-ți asumi că celălalt este un om păcătos, când te căsătorești, te vei distruge emoțional și psihic. Nu păcătos pozițional, ci păcătos în rămășițele firii lui, a personalității lui și așa mai departe. Conștientizează că ai lângă tine un suflet nedesăvârșit, care este format de experiențele păcătoase trecute și care se află într-un proces care nu se va încheia până vei intra în pământ. Toată viața ta va trebui să ierți. Ești conștient de asta? Când te căsătorești, spui, da, îl voi ierta și o voi ierta toată viața mea pentru tot ce îmi va greși. Asta este harul inițial. Asta a făcut Hristos cu noi. Asta a făcut Hristos cu noi. El a știut toate falimentele noastre viitoare. El a știut toate căderile noastre, toate eșecurile noastre, toate ieșirile noastre în decor. Tot. Și a spus, da, nu, vreau să mor pentru El. Vreau să-L nasc din nou, vreau să-I dau Duhul Sfânt, vreau să-L pecetuiesc, vreau să-I dau siguranța vieții veșnice, că într-o zi se va termina procesul ăsta. Asta trebuie să faci cu partenerul tău. Și mulți nu fac asta. Și spun, nu, ai călcat legământul. Și da, într-adevăr, există călcări foarte grave ale legământului. Și este un alt subiect ăsta. Există apoi harul progresiv sau ulterior pe care trebuie să-l dai celuilalt. Din nou, Evanghelia ne învață că Hristos, după ce ne-a mântuit, a început în noi un proces greoi, lung, dureros pentru noi, dar care arată îndelunga lui răbdare, prin care, proces prin care El ne transformă mereu în asemănare cu Domnul Iisus Hristos. Aplică asta în familia ta. Proces. Ce înseamnă proces? Proces înseamnă că este un progres care va dura toată viața, un proces în care tu îi întinzi celuilalt mâna de har în numele Domnului Iisus Hristos. Adică când el falimentează sau ea falimentează, tu îi întinzi în numele Domnului Iisus Hristos. Așa ar trebui să spui. Te iert în numele Domnului Iisus Hristos care a murit pentru tine și pentru falimentul ăsta al tău. Dacă vei încerca să-L ierți prin puterile tale, te vei criza, vei nebuni. M-am săturat! Nu mai pot! M-a adus la nebunie! Mă scoate din minți! Și așa este. Știi de ce? Pentru că iei din resursele tale personale. Tu nu ai puterea să ierți. Nu ai puterea să ierți. Tu nu ai puterea să ierți. Tu nu ai cum să ierți. Ce să ierți tu? Păcatul pe care el l-a făcut sau ea l-a făcut în primul rând împotriva lui Dumnezeu. Evanghelia înseamnă să te duci în întâmpinarea soțului tău cu harul Domnului Iisus Hristos și să-i spun, te ridic în numele Domnului Iisus Hristos. În baza harului lui. În baza jefei lui pentru tine. În baza lucrării lui răscumpărătoare și pentru greșeala asta pe care ai făcut-o. Trebuie să-l întâmpin pe celălalt cu harul Domnului Iisus Hristos. Vedeți, Pavel folosește metafora asta în frumusețării ca să înfărțișeze, zice la sfârșit, mireasa lui, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Vezi, mulți oameni se căsătoresc supraestimând trupul. Sigur, eu când am văzut-o prima dată pe soția mea, am văzut-o. Eu spun la toți, când am văzut-o, n-am văzut o trenă a virtuților creștine, bunătate, dragoste. Mergeau așa, că am văzut-o la Emanuele prin campus și curgeau. Uf, răbdarea, bunătatea, pacea, credincioșia. Wow, extraordinar, extraordinar. Și când am văzut-o, am văzut-o pe ea. Nu, prima dată am văzut-o pe ea și mi-a plăcut grozav. Mi-a plăcut mai mult de ea decât de toate celelalte fete. Și mi-a zis, dacă ar fi și pocăită, ar fi grozav, că nu știam încă. Și apoi am aflat că era și pocăită. Și atunci, extraordinar, nu? Dar vedeți, Pavel folosește această metaforă a înfrumusețării referitor la suflet. Majoritatea interacțiunilor tale cu celălalt nu va fi cu un trup. Dacă e o scorpie, nici nu poți să pui mâna pe ea. Vrei să o piși puțin de da, vrei să o mângâi și ea sare ca arsă, știi? Nervoasă, scorpie, care înțeapă în continuu. Cum te-ai duci puțin spre ea? Arici, o! Cu ce te ajută? Că are un trup frumos, zici, m-am căsătorit cu o femeie superbă. Și interacțiunile tale trupești au în spate o interacțiune sufletească.
dacă nu urmărești sfințirea lui sufletească, va fi dezastru pentru tine. Va fi dezastru pentru tine. Dar vedeți, trăim într-o cultură în care este supraestimată partea asta trupească. Este supraestimată. Este supraestimată. Interacțiunile tale vor fi... Te căsătorești cu un om care nu are doar trup, ci suflet. Ci suflet. Și cu trecerea timpului vei vedea ce important este sufletul lui. Ce important este sufletul lui. Sfințirea nu are scurtături. Sfințirea nu are eliberări totale din astea de moment. Poți să te duci pe arena națională dacă vrei. Nu există mâini prea sfinte. Nu există niciun ulei special. Nu există nicio baptistă miraculoasă care să-ți poată sfinți soțul sau soția instant. Nu există. Va trebui toată viața ta, îi spui, bă, chem un autobuz, luați-l pe ăsta și duceți-l la vreo întâlnire din asta, ungeți-l cu cel vreți voi, nu mă aduceți-mi la casă altfel. Nu se poate. Dumnezeu ți-a dat ție harul de a participa la procesul sfințirii lui și invers. Ți-a dat ție. Asta este Evanghelia. Vedeți, când intră în contact doi oameni care au fost păcătoși, sunt sfințiți în Hristos, dar au natura încă păcătoasă cu rămășițile ei în interior, știți ce rezultă de acolo? Durere, teamă, conflict, dezamăgire, răni, tot ce poate să aducă păcatul. Asta facem noi când ne căsătorim. Și sfințirea înseamnă tratarea acelui păcat care s-a împânzit peste tot. S-a împânzit peste tot, de la momentele în care vă spălați pe dinți în baie, până la momentele intime în care ați pregătit absolut totul, canapeaua, tot frumos și zici, în seara asta avem sărbătoare. Și vezi că nu merge exact cum te-ai gândit tu. Păcatul intră peste tot. Peste tot intră. Dacă nu urmărești sfințirea, îți va pângări absolut totul. De aceea când Biblia spune că trebuie să ne sfințim, Biblia ne cere de fapt să trăim o viață fericită. Și este harul escatologic. Când te uiți la soțul sau la soția ta și zici, nu mai rezist, nu mai pot. Sigur, nu face lucruri, poate nu vorbesc de abuzuri și alte lucruri care trebuie discutate în alt context. Nu face lucruri, dar mă supără, mă scoate din minți, m-am săturat de lucrurile alea pe care le face mereu. Știi ce te va ține să mergi mai departe? Nu că ai spus tu că o să fiu cu tine până la capăt. Să se termină gazul, ascultă-mă. Nu asta, știi ce te va ține până la capăt? Evanghelia. Ce face Dumnezeu cu tine în fiecare zi? Ce face Hristos cu tine în fiecare zi? În fiecare zi îți dă har, în fiecare zi te iartă, în fiecare zi te ridică. Și nu-i frustrat, zici, bă, m-a săturat de ăsta. Bă, ăsta în continuu face aceleași chestii. Ăsta urcă cu viteza melcului în sfințire. Nu mai gata. Lepădat, aruncat la coșul de gunoi a istoriei. Nu face Hristos asta cu noi. Ei, aplică asta în relația cu soțul și cu soția ta. Acum sau în viitor, când îi vei avea. Trăiește vizualizând un moment în care te vei uita la soțul tău și la soția ta escatologic, la final, și vei spune, nu-mi vine să cred. Tu ești Andrei. Eu sunt. Nou, desăvârșit, curat, perfect. Tu ești, ea este. Desăvârșit în Domnul Iisus Hristos. Este o poveste care o spun la toate predicile mele despre relații. Tata mea povestea, a fost la o conferință. Care știți povestea? Conferința. O conferință pentru familii și fratele care predica bărbaților le-a dat la ăștia foi, pixuri și le-a zis, scrieți toate defectele soțiilor voastre. Și ăștia care erau mai vechi în căsătorie, bă, scriau ăștia cosete. Erau vreo 2-3, mi s-a terminat pixul și tomul de foi, să aducem, au comandat repede la papetărie, acolo le-au dat la ăștia, scriau ăștia cosete, transpirați acolo, scriau. Păi unul trebuie să se oprească, bă, gata, lasă. Domnul știe tot. Și la urmă i-a pus să scrie acolo numele, cum îi cheamă, fiecare a spus, mă cheamă Andrei Croitoru, de câți ani ești căsătorit? Sunt căsătorit de 20 de ani. Și la urmă scrieți toți, cu dictare, așa, domnul profesor. Atât am reușit să fac în 20 de ani din soția mea. Surorile, da? Nu este total adevărat lucrul ăsta, că ai o responsabilitate personală față de propria ta viață, dar este într-un sens adevărat. Este într-un sens adevărat. Pentru că Biblia ne responsabilizează pe noi în procesul ăsta al sfințirii. Trebuie să prezinți la final, dacă te va întreba Dumnezeu la final, tu ce ai făcut cu soțul tău? Ha, i-am făcut... Nu ți-au zis ce făceam cu el? Ha, făceam. Ce ai făcut? Am pus în tine niște instrumente, niște mijloace a Harului, o putere, un model extraordinar pe care puteai să-l aplici prin Duhul Sfânt. Ce ai făcut în 30 de ani? Ce ai făcut în 40 de ani? Ce ai făcut în 50 de ani în casa aceea? Ce ai făcut? Harul escatologic, dă el. Și vreau să vă închei cu niște principii. Dacă te-ai căsătorit sau te vei căsători ca să fii fericit,
Te asigur că nu este fericire lângă un păcătos. Tu nu poți fi fericit nici măcar cu tine însuți, pentru că tu ești un păcătos. Deci dacă vrei să fii fericit, trebuie să intri în procesul de sfințire. Să dai la o parte lucrurile acelea care fură fericirea. Dacă te-ai căsătorit ca cineva să te accepte așa cum ești tu însuți, îi ceri de fapt să compromită. Îi ceri să compromită. Să spună niciodată, eu am vrut să mă căsătoresc ca tu să fii singura persoană care niciodată nu îmi spune absolut nimic și mă acceptă așa cum sunt. Că vreau să-mi păstrez stima de sine. Vei fi nefericit. Tu cu tine însuți și celălalt lângă tine. Dacă te-ai căsătorit din dragoste, cum noi toți am dorit. Dragostea nu este un sentiment care se spulbere când se lovește de realitate. Dragostea în Sfânta Scriptură înseamnă să dorești cel mai mare bine pentru celălalt. Iar cel mai mare bine pentru celălalt este transformarea constantă, progresivă a omului lui din lăuntru. Repet, cu care vei interacționa mereu. Asta este dragostea. Care ea nu dispare când ai descoperit cine este el. Dezavantajele nesfințirii, ignorarea sfințirii este ca și cum ai ține un foc aprins sub patul tău care îți va mistui căsătoria. Păcatul ăsta va face, îți va distruge căsătoria. Ți-o distrugi cu mâinile tale dacă nu intrați serios în procesul de sfințire. Nesfințirea spune, ne arată Biblia că va lovi ca un bumerang pe cel care o neglijează. Va ricoșa din partenerul tău cu o forță destructivă inimaginabilă și se va întoarce la tine amplificată. 28, spune Pavel, tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta se iubește? Îți faci ție un bine. Dar cine o iubește, așa cum a spus, tot așa trebuie să își iubească după ce a vorbit despre sfințire. Așa trebuie să iubești. Căutând sfințirea celuilalt, se aplică și soțului și soției. Dar îi spune bărbatului în mod special datorită faptului că este responsabil în familia lui de procesul de sfințire. Nu că ea nu are nicio responsabilitate, ci că ea îl urmează pe el în procesul ăsta de sfințire. Și face același lucru față de el, ce el a învățat-o pe ea să facă. Da, el are prioritate, de asta se pune pe umerii lui, dar nu în mod exclusiv. Se va lovi nesfințirea ca un bumerang împotriva ta din celălalt. Se va întoarce de la celălalt amplificat. Nesfințirea ta se va lovi nesfințirea lui, se va întoarce spre tine și vă veți distruge. Lipsa sfințirii, mai important, transmite o imagine eretică despre Domnul Iisus Hristos. Ca și cum Hristos își lasă biserica, nu cum spune aici, după ce a curățit-o cu botezul, prin botezul cu apă, prin cuvânt, o sfințește ca să o înfățișeze și așa mai departe. Hristos nu face asta cu biserica. Deci uitați-vă la mine cum mă port eu cu soția. Cum o neglijez eu, așa o neglijează. Așa este neglijată biserica de Hristos. Cum ea vorbește cu mine, așa vorbește biserica cu Hristos. Și așa mai departe, relația asta de du-te vino. Noi transmitem ceva eretic dacă nu aplicăm Evanghelia în viața noastră. Pentru că asta e chemarea noastră, să-L reprezentăm pe Hristos. A auzit cineva odată, încerca să explice fraților că ei nu trebuie să devină capi, că sunt deja. Și a spus, cap ești sigur, poți fi un cap prost, dar cap ești. Deci nu mai poți să alegi, a, păi eu nu prea sunt așa cap, eu sunt așa mai retras, mai bleguț, mai... Nu, tu ești cap. Dar ești mai bleg, dar cap ești. Și trebuie să devii, nu mă refer la voi. Da? Și trebuie să devii capul care te-a chemat Dumnezeu să fii. Uitați, Dumnezeu ne-a dat niște resurse în sfințire. Pentru că procesul ăsta este într-adevăr foarte dificil. Biblia ne arată că sfințirea este un dar al lui Hristos câștigat la cruce. El a murit, zice, s-a dat pe sine pentru ea, nu tu te dai. S-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească. Asta înseamnă că sfințirea este un dar pe care Hristos ți-l dă în căsătorie ca să-l experimentați. A fost câștigat de Hristos la cruce. Vedeți, soțul și soția sunt în primul rând mădulare în trupul Domnului Iisus Hristos. Ei înșiși experimentează sfințirea în relație cu Hristos în biserică. Dar ei sunt, devin și instrumente și mijloace în mâinile celui care sfințește, care este Domnul Iisus Hristos. Când ești sfințit prin soția ta, Iisus te sfințește. Nu te uiți la, a, păi tu mi-ai arătat greșeala asta, dar și eu am văzut la tine ceva. Doi copii mici, fără minte. Păi dar tu n-ai făcut atunci așa. Hristos încearcă să te sfințească prin partenerul tău. Da, cu toate defectele lui, în modul în care Dumnezeu se folosește, Dumnezeu trage linii drepte cu bețe strâmbe. Noi toți suntem strâmbi, dar lucrează în viața celorlalți prin noi. Apoi Pavel pune un foarte mare accent pe cuvânt, spune aici, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Sursa oricărui progres în sfințire este cuvântul lui Dumnezeu. Aduceți cuvântul lui Dumnezeu în toate sferele vieții. În toate sferele vieții, ca să transforme viața. Cuvântul lui Dumnezeu e puterea lui Dumnezeu de transformare.
Biblia spune, cuvântul lui Dumnezeu este ca o sabie cu două tăișuri. Sunt lucruri în viața soțului sau soției tale care vezi că sunt pietrite, blocate. Nu le poți explica nici cum, nu poți să-l convingi nici cum. Știi sigur că este adevărul lui Dumnezeu, nu poți să faci nimic acolo. Fă cumva ca cuvântul lui Dumnezeu să ajungă acolo. Biblia spune că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu. Nu țipetele, nu răcnetele, nu spatele întors două săptămâni, nu refuzul de a împlini sexual pe celălalt, nu supărările, nu acuzațiile, nu refuzurile. Ești ca măta. Așa face taică-tu. M-am săturat de tot neamul vostru de nenorociți. Am crezut că tu ești diferit. Și îți vezi ce o să se transforme? Zic că am intrat în un proces de sfințire foarte puternic acum. Sunt pe steroizi. De când nevastă mi-a trezit toți morții și pe bunica și pe străbunicul. Nu? Nu funcționează. Biblia spune că cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Uitați-vă la copii. Eu ați încercat vreodată să vă educați copiii țipând la ei? Nu e la așa, am încercat. Nu merge. Nu merge. Dar să vezi, când stai de vorbă cu ei și îl duci în cuvânt și adaugi exemple și îl duci în poveștile fermecătoare ale cuvântului Dumnezeu, plonjează acolo. Cuvântul lui Dumnezeu este putere. Îi văd în fața mea câteodată cum îți paralizați în fața cuvântului lui Dumnezeu. Și eu cât îți zic câteodată, gata, fac drag, nu știu ce, se uită la mine, stă câteodată să mă sfidează, ăla de 4 ani. Nu are putere, nu are putere. Instrumentele omenești nu au putere, cuvântul are putere. Cuvântul are putere. Știți cum este Scriptura? Biblia prezintă în Psalmul 1, omul care stă în cuvânt ca un om sădit lângă un izvor de apă. Se alimentează de acolo, își dă rod. Frunzele lui nu veștejesc. Este un pom cu totul special ăsta care stă lângă cuvântul lui Dumnezeu. Ce se întâmplă? Tu, sufletul tău, când se adapă din cuvântul lui Dumnezeu, de acolo vor răsări gânduri, stări, emoții, vorbe, fapte care sunt compatibile cu Scriptura. Și spui, wow, soțul meu, soția mea vorbește altfel, gândește altfel, se poartă altfel. Este alt vibe în casă acum. De ce? Pentru că își extrage seva din cuvântul lui Dumnezeu. Este un râu subteran care începe să modifice toate acțiunile sufletului acelei persoane. Cuvântul lui Dumnezeu este mai mult o travă pentru păcat când este primit prin Duhul Sfânt. Distruge păcatul, îl vezi copleșit, îl vezi afectat, îl vezi transformat de cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, Biblia ne arată foarte clar. Sfințirea nu este un proces individual, cum se crede de obicei în grupurile astea neoprotestante, pietiste, cu tendințe radicale anabaptiste. Eu singur sub copac cu Biblia. Nu este. Și lucrul ăsta îl înțelegem prima dată în familie. Este un proiect comunitar al familiei, este un proiect comunitar mai mare al Bisericii Noului Legământ. Și trebuie să înțelegeți un lucru, celălalt nu poate produce rău din tine. El este doar o oglindă a răului din tine. El este o oglindă a răului din tine. El provoacă răul din tine. Dar el este acolo, poate unele rele sunt în stare latentă. El poate provoca, te poate pișca, el poate înțepa puroiul ăla din tine ca să iasă afară. Spui, ce ai făcut din mine din 10 ani? N-a făcut nimica din tine din 10 ani. Din 10 ani stă lângă tine și spune oglinda. Oglinda umblătoare după tine. Și tu vrei să fugi. Mă duc afară o leacă să-mi iau aer. Mi-au trecut nervii. Când te întorci înapoi, ești același om, plin de păcași, plin de puroi care nu te-ai pocăit. Și soția ta e oglinda în continuare acolo. Și tu te uiți. Bă, cine e ăla? Știi? Poți să te luți cu oglinda cât vrei. Nu-ți va rezolva nimic. Și soțul la fel. El e pus acolo ca să fie oglindă. Ca să te călăuzească în procesul acesta al sfințirii. Celălalt nu poate produce rău din tine. Îl poate provoca, îl poate amplifica, dar rădăcinile relelor sunt în tine. Și ajungem disperați deseori pentru că nu știm cine suntem noi cu adevărat. Cu adevărat, nu știm. Ăsta e calculul matematic spiritual groaznic. Doi oameni, deși răscumpărați, totuși la nivel practic, zilnic, din ei vor ieși gânduri, fapte, emoții, stări, care au potențialul de a distruge. De aceea este necesar procesul de sfințenie. Nu uita, partenerul tău în sfințirea celuilalt este Hristos. Tu nu ești Mesia. Tu nu ești Mesia. Tu nu-L vei putea schimba pe celălalt. Sunt persoane care se căsătoresc crezând că îl poți schimba pe ceilalți. Nu poți. Tu nu ești Mesia. Tu nu ai nicio putere. Nu ai la dispoziția ta nicio putere spirituală de a schimba absolut nimic în celălalt. Nimic. Zero. Dar dacă înțelegi că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu, este o piesă foarte interesantă pe internet, că la un moment dat spune la un moment dat, broken together. Asta suntem în procesul sfințirii. Zdrobiți împreună. Este altcineva care să face partenerul nostru și care începe să vindece, să transforme, să schimbe. Vedeți, trebuie să ai o deschidere totală față de celălalt în familie. Pentru că spune în versetul 24, după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate
lucrurile. Să existe o deschidere a tuturor lucrurilor ca acolo să poată intra procesul acesta al sfințirii, să-și facă loc și acolo. Nu poți să experimentezi sfințirea dacă nu te deschizi față de celălalt. Ascultă-mă, dacă nu te supui celuilalt. Da, eu într-un sens, înțelegeți-mă, într-un sens, nu distrug ierarhia din căsătorie pe care o pus-o Dumnezeu, într-un sens mă supun celuilalt în Hristos sau mă supun lui Hristos în fața celuilalt când El vede lucruri din viața mea care trebuie corectate. Au fost copiii mei care au trebuit să mă corecteze. Eram aici, intram în București și prima seară am ajuns foarte târziu. Și nu știam noi cum să-i facem programul, să luăm întâi cămașă sau să luăm aia, să nu știu ce. Bă, nu vreau să nebunez la volan, să iau razna la volan în Bucureștiul ăsta. Și mijlociul nostru spune, dar Domnul Iisus a zis să nu spunem nebun nimănui. Și l-a aplicat, nici mie n-am voie să spun că o nebunesc în București. Și tate zice, cred că ar trebui să-ți ceri iertare lui Dumnezeu. Bă, zic, cred că ar trebui să-mi ceri iertare. Cred că ar trebui. Ei sunt acolo. S-au semănat niște lucruri în ei, ei devin niște oglinzi ale noastre. Și eu m-am supus acelui copil care a vorbit atunci pentru mine în numele Domnului Iisus Hristos și a spus, da, nu am spus o vorbă corectă, starea mea nu era bună. Și am aprobat în fața familiei mele că ce a spus copilașul ăla este adevărat. Și trebuie să mă plec autorității cuvântului lui Dumnezeu și al lui Hristos care a vorbit prin gura pruncilor și a celor ce sug. Este nevoie de această supunere, de această plecare. Unii zic, mă... Îți propune o chestie, zici, stai să vorbesc cu nevastă. Ha, îl vezi disprețuitor. Bă, el balcanic, român. Ăla întreabă pe nevastă sa. E clar, îl ține sub papuc. Pe cine vrei să întreb? Cu cine trăiesc? Cu cine fac? Eu uneori nu știu nici unde sunt ciorapi, nici bani, nici portofelul, nici nimic, nici... Câteodată nu găsesc creierul din cap și zice nevastă mea e aici. Și el îi supăra că eu am întrebat-o pe nevastă mea. Păi nu poți o Dumnezeu din greșeală acolo lângă mine. Suntem chemați, spune versetul 21, să ne supunem unii altora în frica lui Hristos. El nu distruge aici ierarhia pe care o stabilește ulterior în familie, dar există o supunere, atenție, spirituală unul altuia, soțul față de soție, soția față de soț, în care ei se lasă modelați prin soț, prin soție, de Domnul Iisus Hristos. Sfințirea, ascultați-mă, nu este o serie neîntreruptă, că s-ar putea înțelege asta, de critici, de confruntări legaliste, acide, avocățești, reci, dure, ci este o păstorire gingașă, sensibilă și pozitivă. Lucrăm cu suflete. Uitați ce spune Biblia aici. Căci nimeni, în versetul 29, nu și-a urât vreodată trupul lui, ci... Și spune exact și vorbește despre sfințire versetele anterioare. Ci îl hrănește și îl îngrijește cu drag ca și Hristos biserica. Pentru mine ar fi mai ușor ca nevastă mea să țipi la mine. Ia, ai făcut lucrul ăsta. Țipă ea, s-o enervat, las că-i trece. Dar dacă ea pune mâna pe mine și spune, i-am văzut pe copii cum au reacționat când ai strigat la ei. Parcă mi-a dat cu bară moale capului. Mă prăbușesc, mi se dă tot universul peste cap. Cuvânt, păstorirea aia gingașă, știți ce face lucrul ăla? Trece de toate porțile mele, de toate barierele mele, de toate zidurile mele. Tot a trecut așa ca o rachetă prin mine și a ajuns direct în cel mai adânc loc al sufletului meu. Și mă simt răscolit în interior când vine un copil și spune, tati, m-ai speriat că n-ai făcut atunci așa. Te-a terminat. E gata. Nu mai trebuie să spună nimeni absolut nimica. Biblia ne arată foarte clar. Noi avem ideea asta, cum spunea Lucianu, nici găsesc plăcerea. A venit execuția. Hai! Îl terminăm pe ăsta. Ai călcat-o. Trebuie să avem o discuție. Știi, ce crezi tu că rezolvi din aia? Ce crezi tu că vei rezolva? Așa se face Hristos ție? Și din păcate, ascultați-mă, unii așa ne imaginăm pe Hristos. Asta este o evanghelie falsă. Ascultă cum spune că Hristos își sfințește biserica de orice pată, de orice zbârcitură, de orice păcat, de orice faliment. Ascultă cum spune. Nimeni nu și-a urât vreodată trupul, ci îl hrănește și îl îngrijește cu drag ca și Hristos biserica, pentru că noi suntem mădularele trupului lui, carne din carnea lui și oase din oasele lui. Hristos nu-ți distruge propriul lui trup, nu-l maltratează, nu-l nenorocește, nu-l curățește de păcat în modul ăsta brutal cum ne imaginăm noi uneori procesul sfințirii. Nu. De aceea o imagine greșită despre Hristos, o imagine eronată despre Evanghelie se va transpune în relația voastră. Se va prezenta înaintea copiilor. Și unii spun, copiii noștri nu s-au întors la Dumnezeu, copiii noștri n-au vrut să creadă Evanghelia. Care Evanghelie? Care era o Evanghelie eretică ce ați predicat voi? Dacă m-aș întâlni cu mulți copii de pocăiți și le-aș spune, slavă Domnului când ați crezut Evanghelia aia. Că ăla nu este Dumnezeu, ăla este un monstru pe care l-au prezentat părinții voștri. Dumnezeu la rugăciune vă cere asta, zrang, 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 poliția, miliția, comunism. Ăla nu este Dumnezeu. Mulți din cei pierduți din familie de credincioși trebuie chemați și le spună, ăla nu este Dumnezeu, ăla nu este Hristos, aia nu este Evanghelie. Ce ați crezut voi a fost o Evanghelie falsă. Nici noi nu credem în aia.
Nici noi nu credem în aia, că nu a fost Evanghelia adevărată. Și mulți dintre ei, multora li s-au pus ochelarii ăștia și se duc la Scriptură și așa citesc Biblia. Nu mai văd expresiile biblice. Nu mai văd dragostea lui Dumnezeu. Nu mai văd lucrarea răscumpărătoare a lui Hristos. Nu mai văd gingășia lui Hristos. Spuneți-mi o singură femeie pe care Hristos a brutalizat-o, verbal sau oricum vreți dumneavoastră. Spuneți-mi un singur copil, o singură instanță, că a avut vreo 4-5 instanțe în care Hristos a interacționat cu copiii, în care Hristos a zis, bă, iar fac ăștia gălăgii pe aici, îmi puteți scoate-le afară. Mă deranjează puțin, bă, părinții ăștia, irresponsabili, ce vremuri trăim? La ce-o dus învățătura asta fariseilor și a cărturarilor? A venit ucenicii, știți, oamenii de ordine. Frate, te-am rugat să te duci cu copiii afară, că ne deranjează la slujbă. Și Domnul i-a zis, băi, ce diaconi am în biserică. Îți pregătiți ăștia, au înțeles exact ce am vrut eu să spun în toată lucrarea mea. Fugăriți copiii. Și Domnul a zis, s-a uitat la ei, s-a mâniat, spune Evanghelie, s-a mâniat pe ei și a spus, lăsați copiii să vină la mine. Căci împărăția celor este unora ca ei, dacă nu vă faceți ca niciun copilaș, ca un copilaș, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Și aș vrea, că mai am 3 minute. 2. Să vă spun ceva și pentru cei care aveți copii. Luați sfaturile astea, dacă vreți, nu mai mult din, așa de mult din experiența mea, cât din experiența celor care au nepoți de vârsta mea, cu care mă mai consult din când în când. Știți ce îmi controlează mie creșterea copiilor? Expresia din versetul 1. Copiii, ascultați, în... Eu iau expresia asta în Domnul și o pun peste tot. Știți că spune în Deuteronom 6, Dumnezeu părinților evrei, să pună peste tot cuvântul. Zice la intrare, la ieșire, oricând să vorbiți despre el, la intrare, la ieșire, pe ușori, ușii, la porți, la intrarea pe care o văd străinii, la intrarea în casa voastră, în interior, peste tot, blindați-vă peste tot cu Dumnezeul lui Israel. El să invadeze toată existența voastră, să aveți o educație a copiilor voștri ca un stil de viață. Ce înțeleg eu din expresia asta în Domnul? Am primit copiii de la Domnul. Îi educ cu puterea Domnului. Îi cresc în învățătura Domnului. Îi motivez să asculte din inimă datorită Domnului. Spune copiii, ascultați în Domnul. Îi cresc ca să fie ucenici ai Domnului. Îi mustru pentru păcatele pe care ei le-au făcut, nu împotriva mea, mai făcut de rușine. Nu! Domnul te-a văzut. Îmi stabilesc constituția familiei mele cu Domnul în centru ei. Domnul a zis să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Asta este citat din Decalog, este constituția lui Israel și o pun în centru familiei mele. Domnul, șef este Domnul. Câteodată mai glumesc cu băieții mei, cu băieții mei pot face lucruri pe care nu le pot face cu fetele. Bă, zic, cine e șef în casa asta? Și au oltenești la ei. Bă, cine e șef în casa asta? Ia, veniți încoace. Și așa spun, Domnul Iisus e șef în casa asta. Ce te buricești așa? Nu-mi zic partea asta la altă. Dar au curaj să-mi spună, pentru că știu că s-a stabilit foarte clar de multă vreme. Unul din băieții mei, când avea vreo 6 ani, nu mai știu ce fusese ispitit să facă și le întreb, și tu ce ai făcut? Noi trecusem prin Decalog atunci. Mai sunt familii care trec prin Decalog. Vechiul Testament, nu suntem marcioniști. Și zice, mijlociul nostru zice, păi puteam eu să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu date, legii lui Dumnezeu date la Sinai? Bravo, mă! Așa, da. Și mă uitam la el. Așa, măi. El trăia în lumina revelației de sine a lui Dumnezeu la Sinai. Era zguduit muntele și pentru el. Îl cresc în Domnul, dar vedeți, nu îl cresc într-un mod legalist. În centru ascultării lui este Domnul, pentru că îi spune, Pavel citează din Decalog, dar uitați ce face. Spune, ascultați de porunca din Decalog în Domnul, într-o cheie cristologică, motivat de Domnul. Ești a Domnului, sub puterea lui, sub autoritatea lui, sub binecuvântările lui, sub privilegiile lui. Constituția familiei mele este cu Domnul Iisus în centru. Promisiunile pe care le dau copiii mei sunt în Domnul. Ca, zice, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Eu asta îmi învăț copiii, că așa spune Noul Testament. Dar promisiunile astea le sunt asigurate copiilor mei în Domnul. Eu îi cresc cu nădejdea mântuirii lor în Domnul. Îi educ într-o casă unde stăpân declarat oficial este Domnul. Vedeți, ăsta este centrul unei educări a copiilor biblice. O creștere a copiilor cu Hristos în centru, cu Domnul Iisus Hristos în centru. Orice lucru pe care îl spui trebuie să fie legat de Domnul Iisus Hristos. Vedeți, când copiii sunt mici, e foarte greu să spui, să pui degetul precis, să te pronunți dacă Domnul a lucrat deja mântuire în viața lor. Și nu te poți aștepta la ei la profesiuni de credință extraordinare, corecte și credibile, cum te aștepți de la adulți. Dar, știți cum văd creșterea copiilor? Ca o grădină. Ai pus o sămânță în interior
Și prima dată ies buruienile. Ies cu o sete, zici că-s nervoase. Zici că-s supărate pe tine. Buruieni din viața lor ies. Și te pui la plivit acolo, la smuls buruienile, la smuls, la smuls, la smuls. Dar ai grijă ca sămânța aia pe care ai pus-o acolo sau poate planta aia mică, eu am plantat niște zmeură. Și eram mai pricăjit acolo la început și mă plecam acolo, mă mai vedeau ăștia. Bă, ce faci, ce miroși acolo la pământ? Vedeam o buriană și mi se părea, bă, asta cred că e zmeură. Pe aia când creștea mai mare, nu e zmeură. Ah. Am plecat vreo două săptămâni și după aia când m-am întors, am văzut zmeura frumos acolo. Dar asta faci, cam asta faci copiii. Smulgi, 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 ți se pare că vezi ceva, mai sapi puțin pe lângă, mai torne apă, sper să iasă sămânța aia, nu știi exact, a ieșit, n-a ieșit, mă refer la mântuire acum, dar e o perioadă în care luzi, în care pregătești pământul, în care smulgi burienile ca o plantă firavă, nu una în care vrei deja să seceri fructele din ea, gata, coapte și pregătite. El este un copil, lucrezi în viața lui. Dar vedeți, este foarte important să pornești cu presupoziția că tu ești un instrument al lui Dumnezeu, în mâinile lui Dumnezeu, partenera lui Dumnezeu care este deja activ în viața copiilor tăi. Tu nu lucrezi pentru moralitatea, religia, domesticirea, civilizarea copiilor tăi, ci pentru sfințirea copiilor tăi. Despre asta vorbim. Dar în timp ce aplici toate instrumentele pe care le ai la dispoziție în copiii tăi, se construiește un caracter. Un caracter care va fi o platformă extraordinară a ceea ce va fi el ca om credincios. Am auzit la oameni credincioși care au spus, el nu e născut din nou, n-are niciun sens să investesc. Caracterul se zidește chiar dacă nu este născut din nou. Când el va fi născut din nou, caracterul acela va exploda din el, va fi platforma pe care el se va manifesta ca om credincios. Este un caracter. Răbdare, să-și facă treburile, să perpetueze muncile grele și așa mai departe. O grămadă de lucruri pe care le poți învăța în viața copilului tău care vor fi extraordinare după ce Domnul se va ocupa de el și îl va mântui. Vedeți, copiii noștri într-un sens sunt puși deoparte pentru Domnul. Sunt puși deoparte pentru Domnul. Casa în care ei cresc este formată dintr-o relație evanghelică, soțul cu soția. Cel mai mare impact asupra copiilor îl are relația soțului cu soția. Casa în care ei cresc, centrul gravitațional al acestei case, al acelei case, este Domnul. Eu nu mi-am întrebat niciodată copiii mei dacă vor să asculte de ce a spus Domnul familiei Croitoru. Niciodată. Suntem calviniști, ce suntem? Suntem. Eu cu soția mea. Nu i-am întrebat. Centrul gravitațional a casei noastre s-a stabilit, este Domnul Iisus Hristos prin faptul că noi suntem mântuiți. Noi încercăm să-L facem pe Dumnezeu tangibil, real copiilor noștri. Ei nu pot abstracționa existența lui Dumnezeu cum o facem noi. Dumnezeu este Duh, nu este trup și așa mai departe. Nu. Ei au nevoie de o manifestare vizibilă, tangibilă, cum spune Dumnezeu despre Moise, că a fost Dumnezeu pentru Faraon, așa suntem noi pentru copiii noștri. De asta li se spune copiilor, copii ascultați în Domnul de părinții voștri. Când ei n-ascultă de tine, ei n-ascultă de Domnul. De aceea neascultarea copiilor este o chestiune extrem de serioasă, pentru că ea trădează apucăturile, tendințele păcătoase ale copilului tău, care într-o zi se vor manifesta direct față de Dumnezeu. Într-o zi tu te vei da la o parte și toată rebeliunea lui față de Dumnezeu care se manifesta față de tine, se va manifesta direct față de Dumnezeu, pentru că se va schimba locurile. El va putea să abstracționeze, să se gândească la Dumnezeu într-un mod abstract, cum este El, într-o anumită măsură. De aceea trebuie să-L faci prin comportamentul tău pe Dumnezeu tangibil și real în viața copiilor tăi. Să te porți ca un reprezentant al lui Dumnezeu în viața copiilor tăi. Spuneți copiilor voștri poveștile fermecătoare ale Scripturii. Expuneți-i constant, cu pasiune, cu imaginație la revelația Scripturii într-o eră atâtor tehnici de parenting. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu. Poveștile Scripturii sunt puterea lui Dumnezeu. Afirmați mereu supremația lui Hristos în familie. Creșteți-i pe copii cu conștientizarea autorității supreme a lui Dumnezeu. Duceți-i prin Duhul la Sinai. Dar prin Hristos. Încărcați rezervoarele sufletești ale copiilor cu motive dumnezeiești. Unul din băieții mei, ieri am mai vorbit niște trăznei pe aici. Și prima chestie care mi-a venit să-i zic, îi zic, vezi că tata e predicator și ce o să zică? Îi zic, dacă copilul, i-am zis deja, nu. Nu cum mi-a venit, i-am spus. Dacă copilul la doamna aia la care tu ai vorbit cu el prostiile pe care le-ai vorbit, o să spune, dar cine te-a învățat asta? Păi Nathan, păi cine e băiatul ăla? Păi tata lui Andrei Cruitor care predică acolo. Și o să zică doamna aia, vai cum și-o crescut și ăsta copiii ți-ar plăcea să zic așa de tatăl tău? Și el, nu mi-ar plăcea. M-am gândit, bă, nu cred că o motivație grozavă. Poate i-ar plăcea într-o zi. Și am știi că Dumnezeu e acolo, știi că Dumnezeu te aude, ți-a auzit Dumnezeu
toate cuvintele pe care le tu le-ai spus și atunci s-a deschis un izvor din el și a spus, păi am spus și aia. Înainte nu a fost convins să-mi spună ce-a zis. Când l-am pus în fața lui Dumnezeu, el știe că Dumnezeu care îl primește, care îl iartă, care îl acceptă, i-a zis, roagă-te tu și spune lui Dumnezeu toate lucrurile. Și a deschis inima. Trebuie să încarc rezervoarele sufletești ale copiilor cu promisiunile Scripturii, date de Dumnezeu. Dacă mă asculți, îți dau 2 lei, să plictisești de ea. Să saturi de ei, de bomboanele tale și de alea. Are nevoie de ceva și copiii noștri, sufletele lor sunt făcute într-un asemenea mod încât nu pot fi satisfăcute decât în Dumnezeu. Ei au nevoie de Dumnezeu, așa mici cum sunt. Au nevoie de ceva transcendent, ceva mare, ceva care să-i fascineze și tu nu-i vei fascina. Ei au nevoie de Dumnezeu, au nevoie să fie încărcați cu Dumnezeu. De asta spune copiilor direct, iată care este făgăduința cu care eu vă motivez. Și stabiliți, ăsta e ultimul lucru pe care vi-l spun, stabiliți un ritm al harului care presupune, ascultați-mă, sacadare și perseverență, uitare și repetare, cădere și ridicare, exact cum face Dumnezeu cu voi, fără nervi. Bă, copiii ăștia nu învață niciodată. Este unul care îmi las portiera deschisă la mașină. Într-o zi am găsit, când mă întreba ieri Marițanu, că eu un not în mașină, când îmi lasă ăștia portiera deschisă. I-a plouat acolo tot. Închide tată portiera. Azi o ieșit iar, după 2 ani, după ce i-a spus închide portiera, i-a lăsat portiera deschisă. Portierele deschise. Și uite, și îi spui de 1.000.000 de ori. Exact așa spune Dumnezeu ție. Nu? E așa? Exact așa ne spune Dumnezeu nouă. Și n-are Dumnezeu crize de nervi. Trebuie să intri în ritmul ăsta al harului, dai har copilului tău. Zi după zi, zi după zi, săptămână după săptămână. Într-o zi vei vedea fructele coapte cu ajutorul lui Dumnezeu. Și ultimul lucru, pentru că eu sunt reformat, nu creșteți copiii cu etica suspiciunii. Ci, zic foarte mulți de ai noștri, zic, a, păi nu poți să le iei pe copil pe cuvânt când el zice că îl iubește pe Domnul Iisus. Bun, care e cealaltă opțiune? Copilul tău zice, și eu îl iubesc pe Domnul Iisus, și eu înțeleg cuvântul lui, și eu vreau să cu tare și cu tare. Și tu spui, lasă, așa spun copiii mei. Așa sunteți voi copiii. Nu, trebuie să vedem dovezi. Dovezi. Te-am văzut dimineața cum făceai cu mașinuța. Așa faci un om născut din nou? Da, să știți, eu când vreau să fac nebunii, îmi iau copiii. Și că trebuie să mă duc cu copiii să sară în baltă. Dacă m-ar vedea un om 35 la 35 de ani sărind într-o baltă, zici, bă, ăsta, o luat o raznă acolo la șasica, se întâmplă lucruri ciudate. Așa mă duc cu copiii, nimeni nu zice nimica. Dacă mă prostesc în fața lor, dacă nu știu, zice, ce tată drăguț și dedicat creșterii copiilor lui. Eu, de fapt, îmi trăiesc copilăria. Îl recuperez. Nu-i creșteți cu etica suspiciunii, ci cu speranța într-un Domn prezent și un Duh puternic care este în banalul zile acolo cu noi. Când asculți mărturisirile lor de credință, ascultă-le în Domnul. Poate asta e scânteia pe care a prins-o Domnul în el. Poate a experimentat Sinaiul, știți? Frica acum. Poate Domnul l-a adus acum la credință. Poate a pus Domnul o sămânță și văd planta aia micuță, ieșit de acolo, nu spune, aia o rup, că nu-i reală. Știu, eu am mai văzut o burien din astea. Nu știi tu ce e acolo. Încurajează lucrul ăla, motivează-l. Alimentează, spune, hai să îngrijim planta asta care este în inima ta. Uite, dragostea ta pentru Domnul, pentru cititul Scripturii, pentru cântare. În fiecare zi, fiecare lucru trebuie să-l motivezi. Trebuie să-l motivezi în continuu, în continuu, în continuu. Dar vedeți, problema este că ceea ce noi trăim în biserică de foarte multe ori aplicăm în familie. Vine din unul din ăsta mai nou turat la maxim și ne zicem, aia să-i treacă și ăsta. Noi la o biserică din care am fost, aveam niște stâlpi mari în fața bisericii și după doi stâlpi, de fiecare dată când mă urcam la amvon, după un stâlp era un stingător din ăla imens și pe al doilea stâlp era un stingător din ăla imens. Mi se părea o imagine perfectă a bisericii. Dacă venea unul din ăsta puțin mai corentat, mai nervos, așteaptă puțin să termine slujba, că te liniștim noi. Dacă se ruga puțin mai intens, știți, noi eram baptiști, că vedeam pe ăla, băi, ridica mâinile? A buzunar repede. Te-ai agitat? Stingătoarele sunt valabile. Le-am încărcat acum o lună. Și asta facem, ne ducem acasă și facem asta cu copiii noștri. Îl vezi pe copil deschizându-se că Evanghelia are putere, știi, tu imediat vrei să-l stingi.